Județul Buzău este una din cele mai importante zone din Muntenia. Buzăul este faimos pentru vulcanii noroioși, fenomen natural foarte rar în Europa, cât și pentru vinurile de pietroasele, cârnații de pleșcoi sau covrigii de Buzău. Printre românii faimoși care s-au născut în această zonă se numără politicianul Alexandru Marghiloman, poetul Vasile Voiculescu, actorii Dan Puric și Teodora Mareș sau personalități ale sportului precum Mariana Bitang sau Adrian Porumboiu. Inima județului este orașul Buzău. Vizitatorii nu trebuie să rateze o plimbare pe sub castanii de pe bulevardul Nicolae Bălcescu. La unul dintre capetele acestei străzi găsim Parcul Crâng, o grădină cu o suprafață de 10 hectare, rămășiță a codrilor Vlăsiei. Dacă ne continuăm plimbarea pe bulevard, găsim clădirea prefecturii. La celălalt capăt al străzii ne întâmpină Palatul Comunal din Buzău. Construit la începutul secolului al XX-lea, Palatul găzduiește primăria municipiului și Consiliul Local și este monument istoric. În apropiere se află Casa Muzeu Vergu Mănăilă, care datează din secolul al XVIII-lea. Pentru amatorii de distracții, Buzăul are mai multe cluburi, discoteci și restaurante. Orașul Buzău este cunoscut și ca un centru industrial și comercial. Cu o populație de peste 100.000 de locuitori, Buzăul se poate mândri cu mai multe școli apreciate la nivel național. Colegiul BPHD, de exemplu, este locul unde au studiat George Emil Palade, laureat al Premiului Nobel, și endocrinologul C.I. Parhon. Când vine vorba de sport, buzoienii sunt mari fani ai fotbalului. Echipa orașului, Gloria Buzău, a fost înființată în anii 1970. Veniți la Buzău!